Bine ziua, astăzi, spuneți-vă rog dacă putem începe. Dragi cetățeni, suntem astăzi în fața dumneavoastră în ajunul Zilei Familiei, care urmează să o celebrăm pe data de 15 mai, pentru a vă prezenta un nou proiect de lege care vine să susțină familiile din Republica Moldova, să încurajeze cetățenii noștri să aibă copii și să facă cât mai ușoară îmbinarea vieții de familie cu viața profesională a mamelor, a taților, și contribuind astfel la o mai ușoară activitate pentru familiile din țara noastră. Dar înainte de a vă prezenta proiectul de lege, aș vrea să trec în revistă câteva acțiuni principale care au fost deja întreprinse de către guvernarea noastră pentru a susține familiile din țară. Deci, în primul rând, vreau să aduc aminte că din luna octombrie a anului precedent a fost introdusă alocația de 1000 de lei pe lună pentru toți copiii care au o vârstă mai mică de 2 ani de zile și deja de câteva luni familiile din țara noastră se bucură de acești bani care sunt acordați lunar până la vârsta de 2 ani a copilului, adițional la indemnizația de îngrijire a copilului. Totodată, din 1 martie 2023, datorită unui proiect înregistrat și promovat de către colega noastră Marina Morozova, femeile care muncesc în perioada concediului de maternitate își pot păstra și salariul și indemnizația de maternitate. Ori am avut foarte multe solicitări din partea mamelor care și-au dorit să poată să lucreze și după ieșirea în concediu de maternitate, în așa fel încât să își continue activitatea profesională cât mai mult timp, fiind capabili să facă acest lucru. Totodată, am stabilit că indemnizația de maternitate poate să fie calculată automat în funcție de părintele care are cel mai mare venit. Respectiv, dacă până acum multe femei erau în situația când se concediau pentru ca indemnizația de maternitate să fie calculată în baza salariului soțului, acum lucrul ăsta nu mai este necesar. În esență, automat, Casa Națională de Asigurări Sociale determină care dintre părinți are un venit mai mare și stabilește indemnizația în funcție de acest lucru, fără să fie nevoie oamenii să mai apeleze la asemenea tertipuri ca să beneficieze de o sumă mai mare și un suport mai mare din partea statului. Totodată, încă anul trecut, am introdus posibilitatea de partajare a concediului de îngrijire a copilului, astfel cei 3 ani de concediu pot fi împărțiți în mod egal între părinți, pot fi împărțiți, mai bine zis, în oricare mod consideră părinții că este potrivit, în așa fel încât și tații se implice mai mult în viața de familie și, în general, să existe o maximă flexibilitate în funcție de specificul fiecărei familii și necesitățile lor. Am oferit și opțiunea ca părinții să primească o indemnizație mai mare dacă aleg o perioadă mai scurtă de îngrijire a copilului. Dacă, înainte de modificările noastre, familiile dispuneau de doar două opțiuni, să-și iau o indemnizație de îngrijire a copilului pentru o perioadă de 2 ani și 2 luni sau de 3 ani, acum este posibil să-și ia și o indemnizație mai scurtă, dar mai mare, echivalentă cu 90% din salariul pe ultimele 12 luni, până la un an și 2 luni din viața copilului. Respectiv, cei care își doresc să iasă mai devreme la lucru și să beneficieze și de o indemnizație mai mare, acum au această opțiune. Totodată, am extins perioada în care tații își pot lua concediu de paternitate. Dacă înainte lucrul ăsta era posibil doar până la a 56-a zi din viața copilului, acum acest lucru este posibil până la un an de zile, pentru că noi credem foarte mult în implicarea egală a ambelor părinți în creșterea copilului și vrem ca cât mai mult stat să valorifice cele 14 zile care le sunt puse la dispoziție, plătite integral de către stat, pentru a fi alături de mamă în primul an de zile din viața copilului. Totodată, în următoarea perioadă de timp, o să consolidăm eforturile noastre de a crește disponibilitatea locurilor în creșterile publice. Este o prioritate pentru noi să asigurăm că toți cei care vor să beneficieze de asemenea servicii să poată să o facă. La rectificarea de luna mai se vor planifica 10 milioane de lei în acest scop. Totodată mobilizăm resurse din partea donatorilor noștri, din partea partenerilor noștri din România, pentru că începând cu anul viitor să avem un program masiv de suport în vederea deschiderii cât mai multe locuri noi în creșterile publice. Anul ăsta vom pilota cu acești 10 milioane de lei, iar anul viitor vom vorbi deja de sume
de ordinul sutilor de milioane, în așa fel încât, într-o perioadă relativ scurtă, să putem cu adevărat crește accesul oamenilor la aceste servicii. Dar vrem astăzi să prezentăm în mod special un nou proiect de lege care urmează să-l înregistrăm pe data de 15 mai, chiar de Ziua Familiei, care vine cu noi noutăți bune pentru familie din Republica Moldova. Și am să rog pe doamna Marina Moroza să prezinte proiectul. Bună ziua, dragi cetățeni, stimați părinți! După cum a menționat colegul meu, Dan Perciun, anul trecut am venit cu mai multe politici și măsuri de susținere a părinților și angajamentul nostru pentru familii rămâne unul primordial. Iar aceasta înseamnă că vom continua să muncim pentru a îmbunătăți cadrul legal și a oferi acest sprijin tuturor familiilor din Republica Moldova. De Ziua Internațională a Familiei venim cu încă o inițiativă legislativă pentru a susține părinții. Introducem prevederi ce ar oferi mai multă flexibilitate în modul de utilizare a concediului paternal. Tatăl va avea dreptul de a utiliza concediul paternal fragmentat în părți, fracțiunea fiind de cel puțin 5 zile calendaristice în decursul a 12 luni de la nașterea copilului. Totodată, modificăm metoda de calcul a indemnizației pentru concediu de maternitate și indemnizația pentru creșterea copilului atunci când părintele nu acumulează stadiul de 12 luni pentru stabilirea indemnizației, deoarece se află într-un alt concediu de îngrijire a copilului. Deci, părinții care în scurt timp sau imediat după concediu de îngrijire a copilului intră în alt concediu de maternitate, vor avea mai multe opțiuni de stabilire a indemnizației. Totodată, vrem să menționăm că fiecare copil are dreptul la o viață decentă și un cămin familial. Pentru unii copii care nu pot rămâne cu familiile lor natale, adopția este răspunsul de a le oferi viața de familie iubitoare și stabilă pe care o merită fiecare copil. Părinții adoptivi fac o misiune incredibil de importantă și noi dorim să ne asigurăm că ei și copiilor primesc cel mai bun sprijin din partea noastră. La începutul acestui an, împreună cu un grup de experți, am identificat măsurile de sprijin pentru familiile care adoptă copii. Astfel, venim în acest proiect de lege și introducem mai multe tipuri de concedii sociale pentru părinții care sunt în proces de adopție, au adoptat un copil sau au plasat un copil în serviciu de tutelă sau curatelă. Părinții adoptivi vor avea dreptul la concediu parțial plătit pentru perioada de încredințare care va dura de la 60 de zile până la 90 de zile. Totodată, părinții adoptivi vor avea dreptul la concediu integral plătit pe o perioadă de 90 de zile din ziua adopției, indiferent de vârsta copilului. Mai includem un concediu paternal plătit în primele 12 luni din ziua adopției pentru perioada de 15 zile. Și, în ultimul rând, concediu parțial plătit cu durata de până la 6 luni pentru îngrijirea copilului adoptat care în ziua adopției are vârsta mai mare de 3 ani. Totodată, adopția este introdusă ca risc asigurat pentru Casa Națională de Asigurări Sociale și este obligată să achite toate prestațiile sociale. Toate aceste modificări vor ajuta familiile care adoptă copiii pentru a se integra mai bine cu copilul în familie. Marcată anual la 15 mai, Ziua Internațională a Familiei, are menire să se sensibilizeze cetățenii și instituțiile statului cu privire la problemele familiilor în societate. Vom continua să susținem familiile cu programe sociale în care au obiectiv major protejarea și susținerea familiilor. Aveți grijă de cei dragi! Mulțumim!
Dacă nu sunt, mulțumim că să revenim și în continuare cu alte proiecte destinate familiei din Republica Moldova. Vă mulțumim! Eu vreau la lucru, vreau să ies. Tu știi că este